Ceva și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi v-am pregătit un vlog de la prietena mea, Piana. Am venit să ne bronzăm. Ce ziceți, m-am bronzat? Și stăm afară și ne bronzăm. Acum s-a apucat un pic soarele, dar în partea asta uitați mă e. Și stăm pe terasă și încercăm să ne bronzăm, să ne relaxăm, să petrecem timp împreună, pentru că afară sunt 30 de grade. Chiar 31 de grade. Adică să stăm liniștit. Oameni buni, am venit și eu la Diana aici. Și ce s-a întâmplat? Ne-au scos afară din bloc. Uitați. De ce ne-au scos? Alarmă de incendiu. Fire, fire. Fire, fire, fire in the hall. What happened? You know what happened? Ce s-a întâmplat? Mi-a dat afară din casă. Ceva arde. Toată lumea fuge. What happened? Where is the assembly point? Let's go. Let's go down the stairs. Down the stairs? Noia că ne evacuează. Tu, eu nu pot să-mi pun Adidas și înapoi. Eu am Adidas și cu mine. Ce e? Test? E test? Doamne, uitați cum sunt. Hello. Ia uitați. Ne-ați scos afară, domnule. Unde mergem? Eu filmez pe vlog. Ia uitați toată lumea la Assembly Point. Doamne ajută să fim bine. Ia că putem să reintrăm. Situația e safe. Sper. Am făcut și noi o plimbare până afară. Vin și o dată la tine, Diana, și... Și atunci... Hai să-l întrebăm pe ăsta ce s-a întâmplat. Chiar bine, o să-l întâmplă. Cam așa te să-și dea sens la orice. Viața la infinit. Dar mie mi-e milă de oameni așa cu copii sărați. Bă, la de asta, dacă era un foc sau ceva, adică... Da. Bine că ai la cheile. Da. Nu frec în gură. Mai știi cum să mergem pe aici? Mai știi așa? Hai să nu așteptăm. Eu să mergem pe scări, să nu așteptăm la... Păi, fraților, ce s-a întâmplat? S-a pornit alarma de incendiu și era să murim cu toții. Dar am evacuat, ne-am dus la Assembly Point, unde e locul de întâlnire. S-a rezolvat, s-a văzut că e ok, totul e safe și ne-am întors înapoi în casă și se bine. Ne întâlnim pe la bronzare. Așa că e bine, n-am murit. Pompierii au rezolvat situația. Bună dimineața și bine v-am găsit pe vlogul meu. Astăzi mă duc să îmi conduc test la drive test și sunt așa de entuziasmată. Abia aștept să mă pun la volan, să vedem cum merge treaba. Chiar sunt foarte entuziasmat. Cum arată, cum merge interiorul. Că exteriorul chiar arată super, dar rămâne să vedem cum se conduce. M-am uitat la o tutorială azi noapte. N-am putut să dorm până la 4 dimineața de emoții, ca să văd cum merge, cum se pornește, cum se închide. Majoritatea comenzilor sunt de pe telefon. Am vrut să-mi descarc aplicația, dar am zis că aștept să văd ce zice acolo. Sigur o să mă învețe și nu o să am probleme. Dar nu o să-mi dea chele și să zic că hai, descurcă-te. Bine, vreau de la mult că mă întâlnesc imediat cu Crina. Și vă pup!
Bună ziua! Ia cum așteaptă Tesla acolo, vezi, Crina? Vezi că aici, nu, tu nu ai voie să intri pe aici. Nu, aici trebuie să faci exit. Nu, stai să facem reverse. Cum era reverse? Eu uite, dar ce-mi pică asta. Oare cum era reverse? Eu uite, Dani, hai să luăm pe el. Vine cu noi, dar hai să luăm pe el să vină cu noi. Dar nu poate să plece de aici. Cum era reverse? Că nu știu. În sus. În sus de tot? Așa, să vedem. Dă-i să vezi. Da. Vezi, vine și mă înscrie să faci. Tu, Dani, eu zic ca să nu te complici. Vezi că, vezi că dai în prânz. Ia, ia, ia. Și te bași pe ce faci. So now we go to Spain, so. Well, I'm going to take over now because we're coming up to a roundabout. It doesn't do the round? And... It does, but you need to pay for the additional software, and this one doesn't have that software. Ah, okay. What about auto parking? Auto park, yeah, again, it will do it, but this car doesn't have the software for it. So that cost extra? It's £6,000. £6,000 extra, way worth, especially for us. Because we don't like to park. It doesn't show you the route. Only because I've turned it off. Ah, okay, because you know the route. Yeah. Clean, are you still nervous now with him? No. Very nervous. She was so nervous. We should say, no, no, call him. You're not driving. She was shaking, by the way. Yeah, but I think I'll be fine. But the thing is, you know, somebody first. Sure. Slow down. Nu m-am pe contrasens.
du-te și tu pe un... Eu am tu pe o să mă duc. Dar dacă facem lecții? Păi așa, da, normal. Dar nu, chiar vreau să iau niște lecții de conducere, da.